Un război care vedem se schimbă de la o zi la alta, de la un moment la altul, iar specialiștii spun că mai e puțin până la contraofensiva ucrainienilor. Cum este pregătită și ce implicații ar putea să aibă, aflăm de la colegul meu Radu Tudor, într-o dezbatere cu George Scutaru, care este CEO la New Strategy Center. Contraofensiva Ucrainei poate să aibă două sau trei variante ca și direcție. Fie în zona Donbasului, fie din zona Zaporojie pentru a trăia acest culoar terestru, care reprezintă până în momentul de față singura uh, victorie a rușilor, au reușit să lege Donbasul de Crimea, este foarte puțin probabil ca această contraofensivă să determine finalizarea războiului și eliberarea tuturor teritoriilor. Trebuie să ne gândim că, din punctul de vedere al Ucrainei, Victoria Ucrainei înseamnă eliberarea Crimeei. Eliberarea nu doar a teritoriilor ocupate după 22 februarie 2022, ci și a Crimei anexată în 2015. Iată însă că lucrurile nu sunt atât de ușoare și uh, mai trebuie subliniat un aspect. Încă nu a sosit tot armamentul. Tancurile Abrams din Statele Unite nu vor sosi într-o perioadă și echipajele nu vor fi instruite, nu vor fi apte să folosească aceste tancuri într-o lună sau două. Cel mai probabil, va exista o contraofensivă și este greu de estimat. Aprilie, mai, iunie, depinde și de condițiile din teren, cât de mult va ploua, fiindcă solul ucrainean este celebru pentru noroiul care se creează primăvara și toamna. Ține minte că în al doilea război mondial, tancurile germane au avut mari probleme înainta în această zonă. Și totodată mai este un factor care este greu de cuantificat. Moralul trupelor ruse. Cinstit vorbind, Ofensiva ucraineană poate să aducă uh, eliberarea unei porțiuni din teritoriul țării, dar nu poate crea, să spunem, o mare surpriză. Însă, dacă vom uh, constata că unități ruse nu vor dori să lupte, putem să vedem cum se evaporă segmente întregi de front. Sunt elemente care arată o stare de nemulțumire. Rusia este ușor să mobilizeze 400.000-500.000 de, de, de oameni, nu este un efort prea mare însă nu are însă capacitatea logistică. Cel puțin până acum nu a dovedit că nu poate să-i hrănească și să înarmeze la standarde acceptabile jumătate de milion de oameni așa cum își dorește. Este greu să creezi surprize în epoca sateliților și rușii au sateliți și de asemenea sunt foarte multe drone pe teren de o parte și de alta. Ambii beligeranți folosesc mii de drone. Deci este foarte greu să spui că uh, reușești să-ți maschezi un atac în actualele condiții. Uh, trebuie să vedem însă și uh, modul cum uh, ucrainenii vor reuși să spargă lucrările genistice executate de ruși. Dincolo de luptele din jurul Bahmutului, un alt element constant în ultimele luni din partea armatei ruse a fost executarea unor lucrări genistice, unor lucrări inginerești ample, care încep din zona Hersonului și continuă practic pe o bună parte de linia frontului dincolo de Donbass. Sunt una-două linii de apărare și Ucraina nu doar că trebuie să uh, reușească să-și găsească o supremație într-o anumită zonă, dar trebuie să-și spargă aceste linii de apărare.